Pentru că Victor și Andrada au împlinit 2 luni de relație, familiile și susținătorii s-au gândit la ei cu sufletul, după cum urmează. Uite ce frumos e! Ce frumos! Da. Surpriza ascunsă în buchetul de flori era de la cineva apropiat Andradei. E fratele meu, Vitu meu, mulțumesc mult! Bo. Ce drăguț din partea lor! Și ăsta e foarte frumos. Dar îi mai aștepta și un scurt istoric al relației lor, sub forma unui colaj din flori și muzică, trimis de către susținători. Prima oară. Rochie albă, sangria în pahar, gura ta dulce, ispită-mi iar, ochii diamante, tu mă ghidezi în noapte. Ce frumoasă e poza asta! Lipește-mă de inima ta, fericire în secunde, oprește timpul, nu mai pleca. Frumos a fost atunci. De unde ai apărut chip angelic, lumina ta? Uite ce frumos, mă uitam la tine, iubitule. Și dacă acest colaj le-a adus celor doi zâmbetul pe buze, anumite cuvinte scrise au avut un alt efect. Dorme de ei. De la părinți? Și pachetele? Surprizele primite conțineau însă 2 poze și un mesaj de la susținători, care își cereau scuze de la Seba în numele lui Victor. Sunt pentru tine și ne-a rugat să ți le dăm. Da? Am și eu, dar nu mai ție ți-a scris. Ah, super, mulțumesc. Chiar plăcere. Sebițu mic. A, scrie pe spate ceva? Da, 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 pentru Seba sunt, da. Mulțumesc mult. Și să mulțumesc la cam. Iar pozele și mesajul de la susținătorii lui Victor se pare că au avut efectul scontat. Nu mă așteptam deloc, adică mă bucur foarte mult. Șmecher, ce pot să zic? Ce drăguț! Nu știm ce amintiri depăna sufletului Seba, însă atmosfera rămânea de sărbătoare. Bună, mami, bună, tati, bună, Bubu, vreau să vă spun că vă iubesc tare mult. Îmi e tare dor de voi, abia aștept să vă văd. Și, în ultimul rând, mulțumim susținătorilor. Vă mulțumim mult de tot pentru surpriza pe care ne-ați făcut-o. Suntem foarte fericiți că ne-am găsit aici, datorită acestui show. Vă iubim și vă mulțumim mult. Pici. Și cu nostalgie și cu lacrimi. De ce ai spus că ai fost impresionat? Că păreai așa, știi, chiar ieri am dat un material în care tu spuneai că sunt dezamăgite fani, că puteau să fie și ei alături de noi, că până la urmă ce am făcut, am schimbat femeia. Nu religia. Da. Da. Păi, da, am fost plăcut impresionat de toată surpriza și apreciez orice gest, vă dați seama, care vine de acasă. Pentru că un om își răpește din timpul lui să ne trimită o scrisoare, o floare, o prăjitură și, da, chestii de apreciat. Și le mulțumesc încă o dată tuturor. Și nu uitați, mâine știți ce. Și ce ți-au scris fanii lui Victor? Pur și simplu și-au cerut scuze numele lui, dar... Uite, mie asta mi se pare extraordinar. O să mă cer cu ei, vădați. Nu m-a deranjat absolut deloc și trec foarte ușor peste orice situație dificilă, adică nu... Mă, Sebastian, tu ești un om foarte bun. Mulțumesc. Faptul că poți să spui lucrurile astea, nu știu, mi se pare chiar... Bun.
Mâine, gală, cursă de eliminare. Avem 5 concurenți în cursă. Marius, Victor, Ion, Raluca și Ionuț. Votați pe mireasa.1.ro. Votați și pe aplicația Antena 1 în dreptul emisiunii Mireasa și votați-vă și favoriții. O să fie cu siguranță o gală extrem de tensionată mâine, pentru că așa este situația. Sunt 3 băieți în cuplu propus spre eliminare, plus Raluca, care și are cuplu, și Ionuț, care așteaptă pe cineva. Ne vedem așadar mâine de la 13:30. Să aveți după amiază frumoasă. Pe curând!